alături de noi se află doamna Ioana Lile, decan al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Bine ai venit, Ioana! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim pentru că ești alături de noi. Dr. Genaro Galasso, bine ați venit! Buongiorno! Și doctor profesor Pecora, welcome to our studio! Buongiorno! Mulțumim pentru că sunteți alături de noi și povestim lucruri foarte, foarte frumoase astăzi și foarte diverse, să spun așa. Ioana, cursurile sunt online, inclusiv la Facultatea de Medicină Dentară, într-un sistem hibrid. Care a fost reacția? Cum vă puteți desfășura activitatea în online-ul ăsta atât de oropsit deja și de, uzat și poate nedorit de mulți? Da. Ținând cont că acest lucru se desfășoară deja de un an și încoace, ne descurcăm la momentul de față, suntem într-un sistem hibrid. Cursurile se desfășoară online pe platformele universității, iar stagiile, lucrările practice se desfășoară cu prezență fizică în clinicile universității. Studenții sunt prezenți, abia au așteptat să vină la stagii, să-și desfășoare activitatea, își doresc, bănuiesc și să ajungem din nou la acel ritm de dinainte de această pandemie păcătoasă. Da. Sunt foarte receptivi și s-au descurcat atât în formatul online, cât și în acest format hibrid și sperăm să fie bine în continuare. Da, așa sperăm și noi și așteptăm la o situație cât mai aproape de normal, în cel mai scurt timp. Cursurile sunt una, lucrările practice, cum se desfășoară ele? Lucrările practice se desfășoară fizic, cu prezență fizică, atât pentru studenții noștri, cât și pentru cadrele didactice. Au fost luate toate măsurile necesare pentru protecția studenților și a cadrelor didactice și a personalului universității. S-au respectat indicațiile date de către DSP Arad, precum și cele date prin ordine la nivel național, cele date de Colegiul Medicilor Dentiști Stomatologi din România. Suntem în momentul de față foarte bine. Mai avem încă o săptămână până la o lună până la începerea sesiunii. De asemenea, la momentul de față s-a deschis platforma de înscriere pentru viitorii noștri studenți. Îi așteptăm cu drag. Mulțumim și noi și Ioana, îți mulțumesc pentru că mă și ajuți, mă vei ajuta, îți mulțumesc anticipat cu traducerea. Da, sper să mă descurc. Da, sunt absolut convins și n-am nicio emoție în acest sens. Mergem puțin mai departe la domnul doctor Genaro Galasso și prima întrebare pentru dumneavoastră este clară și logică. V-aș ruga, de fapt, să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și de când cunoașteți Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Din nuovo, buongiorno, io l'Università de Vest Vasile Goldiș di Arad la conosco da circa 15 anni, da quando sono venuto per la prima volta qui in Romania. Ero e sono tuttora anche un membro dei Lions di Arad. Bună ziua, sunt Genaro Galasso, cunosc Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad de 15 ani, de asemenea sunt membru în grupul Lions Arad. E l'università appunto la conosco da circa 15 anni. È un'università super. Universitatea o cunosc de 15 ani, este o universitate minunată. Da, molto affermata e molto conosciuta nel mondo. Foarte cunoscută în lume. Super. Am înțeles că dumneavoastră sunteți reprezentantul universității în Italia și de curând ați deschis un centru de informare și documentare pentru studenții italieni la Cassino. Care a fost ideea de a deschide și cum funcționează? Allora, sì, abbiamo fatto questa organizzazione condividendo con l'Università Vasile Goldiș di Arad di deschidere un birou, un ufficio a Cassino. Am făcut acest centru de informare și documentație pentru studenții italieni la Cassino în aprilie, împreună cu conducerea universității. E questo ufficio di Cassino, che è di rappresentanza diretta della Vasile Goldiș, rappresentato da me, Galasso Gennaro, è un ufficio di orientamento per gli studenti che vogliono iscriversi all'università.
Sappiamo che l'Università di Arad ha circa 1500 studenti italiani e noi rappresentiamo in Italia, io rappresento in Italia appunto questo punto di riferimento dei studenti italiani già iscritti e quelli nuovi, le nuove matricole che vorranno iscriversi a questa università. Acest centru este de a orienta studenții italieni care sunt într-un număr foarte mare în Italia, de a se putea înscrie și la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Dânsul este reprezentantul universității la acest centru din Casino. Dicevo appunto, questo centro di rappresentanza è sempre vicino di più allo studente. Și acest centru este foarte apropiat studenților. Perché è come l'università che è una famiglia, per cui lo studente fa parte della famiglia dell'università. Deoarece universitatea este ca o familie, iar studenții fac parte din familia universității. Come i professori sono disponibili verso i studenti. Așa cum și profesorii sau cadrele didactice sunt foarte deschiși și apropiați studenților. Da, bun, mulțumim tare mult pentru clarificări, ne bucurăm de lucrul acesta și de colaborare. Acum, însă, trecem puțin mai departe, pentru că avem niște lucruri interesante de povestit cu domnul profesor Pecora. And now we move to you, professor, and we would like to ask you a few questions. Prima întrebare este normală și logică. Cum ați aflat despre Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad? How did you find out? How did you get in contact with the University Vasile Goldiș from Arad? I have had many occasions to know the name of this university. The most important is that in my team in Italy, I have four young doctors that they have taken the degree in this university. Am auzit despre această universitate din mai multe locuri. În echipa dânsului sunt patru doctori din această universitate. And then another way is that my friendship with Dr. Galasso. Și în alt fel este prietenia dânsului cu domnul Galasso. She has obliged me to come here in Arad. Care l-a obligat cu toate da. Ghilimelele de rigoare. But the real push for me to come here has been that in Italy I met Donna Rector, Professor Coralia Dina Coturaci, and I fall in love with her way to manage. Dar principalul imbold de a veni aici la Arad a fost faptul că a cunoscut-o pe doamna rector, profesor universitar Dr. Coralia Adina Cotoraci, de care i-a plăcut foarte mult și care l-a determinat să vină aici în Arad. And I am happy because in a few days that I am here, we have already fixed a program, a nice program that the dean, Professor Ioana Lil, will help me to realize. Și sunt foarte fericit pentru că în aceste puține zile de când sunt aici, l-am ajutat să realizeze un program care se va desfășura în viitor. Super! Acum că ați ajuns la Arad, spuneți-mi câteva lucruri, cum vedeți universitatea, care sunt primele impresii. I think that my idea of University of Arad was much different from the reality. Cred okay. că ideea mea despre Universitatea din Arad a fost cu totul diferită față de realitate. I have found a big university. Am găsit o universitate foarte mare. With many technical aspects. Cu foarte multe aspecte tehnice. But the most important is the human dimension. Dar cel mai important este numărul de oameni. And this fit with my idea of the relation between the teacher and the student. Și colaborarea dintre studenți și profesori, cadrele didactice. E così penso che faremo un buon lavoro insieme perché ho trovato veramente una famiglia di colleghi molto affettuosi. Și de aceea cred că vom face un lucru foarte bun împreună, deoarece suntem o familie, nu numai o familie, ci și colegi și familie. Pomeniați și despre legătura, despre relația cu domnul Galasso. Și în acest context vreau să vă întreb și care este de fapt motivul vizitei dumneavoastră. The reason is only one. Professor Coturaci asked me
Dr. Pecora, can you come in Arad? Because we would be very happy if we can have a sort of collaboration together. Motivul este foarte simplu. Este din cauza că doamna profesor universitar dr. Coralia Dina Cotoraci m-a rugat să vin aici și în speranța unei colaborări. Super. Aș vrea tare mult să am un CV-ul ca al dumneavoastră. Ne puteți face o scurtă prezentare pentru că CV-ul dumneavoastră este unul într-adevăr impresionant. Number one, I have taken a medical degree, but my idea was to become a dentist. So, în primul rând, mi-am luat diploma de doctor, dar ideea generală a fost să fiu stomatolog. So I took the specialization in dentistry in Italy. Așa că am făcut specializarea în medicină dentară în Italia. Then I have been very lucky to have traveled in the United States many years ago. Și am fost foarte norocos să călătoresc în Statele Unite ale Americii cu mulți ani în urmă. In that time in the States dentistry was really going very up. La acel moment în Statele Unite stomatologia a început să crească foarte mult. So few years later. Și după câțiva ani I have had the possibility of a call from University of Pennsylvania. Să fiu sunat de Universitatea din Pennsylvania. And they asked me, doctor, we want you to move in the States and bring your experience in our university. Mm-hmm. Și ei m-au rugat să mă mut în Statele Unite și să vin cu experiența mea acolo. I am a pioneer in the use of microscope in operative dentistry. Sunt un pionier în utilizarea microscopului în stomatologie. We have built the number one department in the world at University of Pennsylvania of using microscope. Am construit unul dintre cele mai mari centre sau da, unul dintre cele mai mari, centru numărul 1 din lume de microscopie în stomatologie. To make short my story. Ca să scurtez povestea. I would like to end my career. Aș vrea să mă închei cariera. Building a department of microdentistry here in the University. Să construiesc Vasile un Goldis. Departament de acest fel la Universitatea de Vest Vasile Goldiș în Arad. Foarte frumos, very nice. Pentru că ați pomenit puțin despre următoarea întrebare pe care voiam să vă adresez, spuneți-ne câteva lucruri în plus față de ce ați făcut până acum legat de acest centru de microscopie din Pennsylvania. Everything is born because I gave a presentation in 1990 in Las Vegas and totul a început de la o prezentare făcută în Las Vegas în 1990. And in the attendance there was the dean of University of Pennsylvania and the director of the endo department. Și în public era de fapt directorul Universității din Pennsylvania. I was very far from thinking to move my professional to the States because I had a large office in Rome in Italy. Era foarte departe gândul de mine de a mă muta în Statele Unite pentru că aveam deja un cabinet o clinică foarte mare în Roma. But in the same time I was in love with the microscope. Dar în același timp eram îndrăgostit de microscop. And I didn't want to lose this big opportunity. Și n-am vrut să pierd această oportunitate imensă. And in a few years. Și în câțiva ani. Our department had been famous all over the world. Departamentul nostru a devenit faimos în toată lumea. My boss, my director say that we have opened a new dimension in dentistry. Șeful meu a spus că am deschis o nouă dimensiune în stomatologie. And after so many years of work. Și după atâția ani, este adevărat. We can say that microscopy is a specialty in the dentistry field. Putem să spunem că microscopia este de fapt o specialitate în medicina dentară. I promise profesor Cotoraci. Am promis doamnei profesor universitar dr. Coralina Dina Cotoraci.
With the help of Professor Ioana Lile, Profesor Diana Marian. Cu ajutorul meu, adică și a doamnei prodecan Diana Marian. In a short time to build up an excellent department here in the university. Să construim într-un timp destul de scurt un astfel de departament. Dintre toate specializările dumneavoastră, pe care o preferați? That's a very difficult question. I know, yes. Because I love everything. Este o întrebare foarte dificilă, deoarece îmi place totul. With the level of excellence. La un nivel de excelență. But I have to tell you that my love in dentistry is oral surgery. Dar trebuie să vă spun că dragostea mea în stomatologie este chirurgia orală. And if I have to make a choice. Și dacă ar trebui să fac o alegere. I want to end my career as an oral surgeon with a microscope. Vreau să am cariera mea ca și medic chirurg de chirurgie orală în microscopie. Ok, mulțumim tare mult, sperăm că vă veți simți bine aici în Arad și mulțumim încă o dată pentru vizită. Thank you. Dr. Galasso, mulțumim tare mult pentru prezență. Grazie voi. Mult succes în tot ceea ce faceți. Grazie voi. E, diciamo l'ultima, dico l'ultima, che grazie al rector Colaria Dina Cotoracci che questa università sta crescendo, lo stiamo dimostrando anche adesso con questo centro, se riusciamo a farlo, di microscopia odontoiatrica. Da. Aș vrea să vă mulțumesc și mulțumesc doamnei rector, profesora universitar dr. Coralia Adina Cotoraci pentru creșterea continuă a universității și a faptului că a deschis acest centru care îl coordonez la Casino. Ioana, îți mulțumesc și ție pentru ajutor. Vă mulțumesc frumos și eu. Și pentru vizită și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Mulțumesc.